Aici se află o parte din lucrările dumneavoastră. Aici aveți câteva cărți traduse în diverse limbi. Da, e o parte și aș începe cu această prima poziție foarte importantă pentru mine, deși așa modestă, apărută în 1989, deci cu 25 de ani în urmă, în Statele Unite. Este o primă selecție din aforismele Oaze de nisip, tradusă în engleză de Eva Zim și Carol Campbell. Alte cărți, ce să vă spun, importante, repere pentru mine, ar fi, iată aici, vă spuneam, în limba mongolă, la Ulaanbaatar, într-o editură importantă, într-o țară uriașă, cu un popor minuscul, pentru că sunt Mongolia e cât 5 românii, iar populația e cât a Bucureștiului. Deci a apărut și m-a bucurat foarte mult de această carte. La Sankt Petersburg, în Rusia, a apărut această carte în urmă cu 10 ani. Este un centru de cultură extraordinar în Sankt Petersburg și Rusia, limba rusă este o limbă aproape făcută pentru literatură. Nu întâmplător a dat atâția mari poeți, chiar dacă politic ea nu e bine văzută astăzi, dar este o limbă extraordinară pentru, mai ales pentru poezie. Iată o ciudată poziție a apărut în Ecuador, în America de Sud, la Quito, Oaze de nisip, prima ediție în limba spaniolă. Am mai avut, mai am două ediții, aceasta este ultima, apărută la Alicantes, în urmă, Alicante în urmă cu 2 ani, aforisme. În Serbia, unde am fost bine primit, în spațiu sârbesc, iugoslav, să zic așa, aceasta e varianta apărută la Belgrad, Oaze de nisip, în limba sârbă. Ea a apărut și în celelalte limbi, iată aici, în limba slovenă, deci tot Oaze de nisip în limba slovenă, și Oaze de nisip a apărut și în macedoneană, ediție bilingvă, macedoneană și în română. Ba mai mult a apărut, nu o văd aici, trebuie să fie și în limba albaneză. Albaneza face parte tot din spațiul spiritual, chiar dacă mă refer la Kosovo. Nu văd aici. În Germania a apărut această frumoasă carte în urmă cu 10 ani, Gedankensplitter, la o editură importantă și care am avut ocazia să o lansez și la Viena, la Literatur House, cu sprijinul Institutului Cultural Român. Iată o carte în limba franceză apărută la Quebec, în Canada. La Sofia, în 2001, a apărut aceste oaze de nisip, traduse de Domanatski Spasimir. Vorbeam de spațiu iugoslav, iată și cartea apărută în limba croată, tot oaze de nisip. Și a apărut la Split, de fapt la Zagreb a fost tipărită, dar editura la Split și am înțeles că a fost destul de bine primită. Oaze de nisip în varianta olandeză, a apărut la Amsterdam în anul 2001, a apărut în traducerea lui Willem de Bos. O carte la care țin foarte mult și e legată de o țară care trece printr-o tragedie în clipa de față, Ucraina. Deci cea mai consistentă, cred că e singura limbă în care au apărut aproape toate aforismele mele, peste 2000 de aforisme. În celelalte sunt selecțiuni, selecții. Aici sunt toate aforismele traduse de poetul Ștefan Tkachuk, un poet ucrainian, un om de mare valoare, din păcate decedat. Homok Varak, în limba maghiară, tradusă iarăși de un Ștefan, de Emil Gerasim, un scriitor de excepție, și el, din păcate, decedat. O limbă ciudată, limba armeană, tradusă în armeană. Am avut ocazia să fie citită și chiar a vorbit despre ea foarte în original de către Marujan Vosganian, care știți că este armean de etnie și un scriitor deosebit. A fost nominalizat chiar pentru premiul Nobel. Să dea Dumnezeu să-l primească.
deci limba armeană. În italiană am avut două ediții, vă spuneam, ediție din 2001 și ediția pentru care am luat și premiul la Torino anul trecut, un premiu important, nu l-am aici, din păcate, dar la Torino, în sinteză, este cel mai important, să zicem, festival de aforism în Europa. Am reușit să primesc premiul pentru această carte, deci Oaze de nisip, tradus în limba italiană. Câteva limbi exotice, vă spuneam, astea care se citesc invers, că ei citesc din parte, este, aceasta e limba arabă, aceasta e limba persană, a apărut Teheran, au o carte frumoasă, o într-adevăr o bijuterie editorială scoasă la Cracovia de către, deci limba poloneză, oraș de care mă leagă niște amintiri deosebite, am locuit 5 ani în Cracovia și iată această carte. Cred că anul acesta va fi reeditată, pentru că editorul a spus că s-au vândut. Totul se vând. În Polonia se cumpără aforismele mai bine ca în alte țări. Aceasta e limba siriacă de care vă spuneam, aramaica modernă, limba maternă a lui Isus. Limba daneză, o carte scoasă, a apărut la Copenhaga în urmă cu 5 ani. În limba cehă, vă spuneam, vietnameză, iată o limbă care chiar m-a cucerit. A apărut la Hanoi în urmă cu vreo 10 ani. Și am văzut că pe internet foarte des apar aforisme în limba vietnameză. E o limbă imposibilă din punctul nostru de vedere. Și în sfârșit, alte ciudățenii, dacă se pot numi așa, vorbim de limba bască, vorbim de, iată, ebraica, a apărut la Tel Aviv în urmă cu 12 ani. În ebraica este, de fapt, limba ivrit. Aceasta este limba vorbită în limba literară în Israel. Și cam aici vedeți cele mai importante poziții, să zicem, din cărțile peste hotar. Iar acolo sunt cărțile în limba română. Ele se pot grupa în poezie, un singur volum. Aforisme, am 5 volume de aforisme și teatru. Destul de mult teatru și tradus și cam aceasta ar fi, să zicem, în mare, sunt vreo 50 de poziții. Care este cel mai mare regret pe care îl aveți în toți acești ani? Am foarte multe, nu știu dacă aș putea să le clasific, să spun care e cel mai mare. Cel mai mare regret, să zicem, sau supărare vine din neîmplinirea unor idealuri, să zicem, sociale, politice. Am intrat cu mare entuziasm în politică în 1989, nu mai făcusem politică înainte, n-am fost membru al Partidului Comunist, deși acum, în repetate rânduri, mă exprim cu oarecare respect față de acele timpuri, care nu sunt nici pe departe atât de, n-au fost atât de decadente și atât de păguboase, cum încearcă actuala propagandă să ne convingă. Deci, și atunci România a avut valorile ei și a fost o națiune respectată. Nu am ajuns unde trebuia să ajungem. În mod sigur, vedem, modelul economic este cel puțin reprezentat în mediile și aici este bine. Putem spune că în materie de mass media este un mare câștig. Deși și aici se mai sare calul, știți foarte bine, dar în alte domenii, acum să vorbesc un pic ca om legat de economie. Vorbeam de zona aceasta mirifică, pitorescă, în 1930 era socotită cea mai industrializată zona a României, Valea Jiului. Ajungem acum într-o situație în care, practic, nu prea știm ce viitor avem. Ba, dacă e să fim sinceri și realiști, ne așteaptă un viitor sumbru. Pentru că bogăția de care vă spuneam și care ea este aici, sub picioarele noastre, în continuare, și valorează peste 10 miliarde de euro, nu reușim să ne capacităm, să o extragem cât de cât competitiv, nu avem niciun sprijin, nici din partea guvernanților,
indiferent de culoarea lor, toți la modul declarativ vin, fac, unii chiar ne-au mai ajutat, dar prea puțin pentru a pune în valoare această bogăție, într-o perioadă în care cărbunele încă are căutare, deci nu și-a spus ultimul cuvânt, într-o perioadă în care, iată, niște tulburări în Est, vedeți, este riscul iminent ca să fie blocat exportul de gaze și chiar de cărbune. Deci, comuniștii au avut înțelepciunea de a dezvolta baza proprie de resurse naturale, exact în ideea asta, în cazul unor boicoturi, unor blocaje de rațiuni politice. Uitați cum fac rușii acum cu Crimea. Riscăm să nu avem combustibil, iar securitatea energetică a unei țări este cea mai importantă în clipa de față. Deci trebuie să garantăm fiecare cetățean acea cantitate de energie. Acum suntem prinși în niște conexiuni internaționale, dar nu se știe cum va fi. N-ar trebui să neglijăm atât de ostentativ, aș spune, această bogăție a țării, a României, care se cheamă Valea Jiului. Cum vedeți dumneavoastră Valea Jiului în următorii 5 ani, să spunem? Eu vă spun, sunt mai multe scenarii. Eu merg pe unul, să zicem așa, mai moderat. Eu cred că peste 5 ani vom avea în continuare minerit. Va fi mai mic decât acum, pentru că de ce spun că vom avea? Avem în curte, la Paroșeni, poate cea mai modernă termocentrală pe cărbune a României. Retehnologizată, în curând va fi la standardele cerute de Uniunea Europeană și la categoria mediu, protecția mediului, deși termenul limită e 2016. Iată, am reușit să niște oameni foarte, foarte insistenți și foarte bine documentați au reușit la timp să pună în operă acele proiect. Și atunci mă gândesc că ar fi imposibil să ai o termocentrală și să o ții cu cărbune adus din Vietnam sau din Africa de Sud. Având cărbunele acestea, chiar în curtea termocentralei Paroșeni este mina Paroșeni. Bine, ea e propusă spre închidere, iarăși o anomalie. Oricum, deci peste 5 ani eu cred că se va scoate cărbune. Poate va fi altă formă, cu siguranță, altă formă de organizare. Poate vom fi privatizat și acest aspect. Să sperăm că altfel decât s-au privatizat alte firme mari din România, care iarăși vorbeați de regrete. Nu mi-am imaginat că deci, procesul de privatizare pe care noi, cel puțin în Parlament, l-am gândit la modul cel mai serios. În sensul că vin niște oameni cu bani mulți care investesc, dezvoltă acea capacitate, păstrează locuri de muncă, nu atâtea cât erau, dar s-a ajuns la altceva. S-a ajuns că, practic, locurile de muncă au fost aproape totalmente distruse, iar fabricile au fost casate și vândute la fier vechi, contrar acelor contracte care au fost iarăși niște jocuri deci, de juriști și de avocați. Au făcut dintr-o firmă altă firmă, firma cealaltă a dispărut, niște inginerii, să le zicem așa, păcat, pentru cuvântul inginer are altă conotație, dar așa se cheamă, inginerie financiară, în defavoarea oamenilor de aici și de peste tot, că nu numai în Valea Jiului, asta s-a făcut peste tot în țară și nu numai în țară, iarăși lucru trist. Se regăsește treaba aceasta din Polonia până în Cehia și Bulgaria, poate pe alte paliere, dar cam aceeași practică a fost. Deci viitorul, eu îl văd, o populație mai mică, categoric, nu mai putem să, neavând locuri de muncă, populația scade de la sine. Ați văzut că avem o scădere pronunțată. În fiecare an cam 1000 de oameni dispar statistic vorbind. Cam 3 pe zi, gândiți-vă. Deci în fiecare zi populația Văii Jiului se reduce cu 3 persoane. Procesul acesta va trebui cumva stopat, pentru că nu cred să meargă până la depopulare. Gândiți-vă că acum 150 de ani cam 2000 de oameni locuiau această zonă. Pe urmă s-a ajuns la aproape 200.000. Deci a crescut de 100 de ori populația. Prin ce? Prin industrializare și iarăși vrând nevrând le fac elogiu indirect celor care au, deci comuniștilor care au știut, au avut gândirea asta să creeze locuri de muncă, au adus oameni din toate. Deci nu era, pare o nebunie, dar gândiți-vă că ei gândeau foarte serios. Veneau niște oameni din niște sate amărâte din Moldova, din Oltenia, primeau aici un apartament la bloc, primeau un loc de muncă, copiii mergeau la școală, ei mergeau la servici. Deci, știi, cumpărau o mașină cu chiu, cu vai, cum puteau, în sfârșit. Deci era un mod de a asigura
viitorul, care din păcate astăzi nu-l mai stăpânim. A dispărut acest mecanism, nu vreau să fac politică, vorbeam de cultură, dar nu o să putem la infinit merge cu milioanele în Italia să îngrijim bătrâni sau în Spania să culegem căpșuni. Deci cam asta. Am devenit așa un popor migrator, sezonier, 2 milioane de oameni și aceasta salvează aparențele în România. Imaginați-vă că acei oameni vin înapoi în România. Vor fi 2 milioane de șomeri. Nu am unde să-i încadrez. Ar fi o calamitate socială. Și de aceea zic că trebuie să găsim o formă trebuie să ne întoarcem fața și spre cei mulți pentru că ei așteaptă niște soluții politice, în primul rând. Trebuie create niște locuri de muncă. Nu, am mers, aia nu rentează nimic, la un moment dat nu mai rentează nimic în România. S-au închis sute, mii de fabrici. Și rezultatele le știți. Ele au fost cumpărate pe bani de nimic, de niște întreprinzători, le putem spune și așa, se pot găsi și alți termeni, care în sfârșit le-au valorificat cum au putut, în beneficiul lor, iar cei mulți sunt dezamăgiți, dezamăgiți e puțin spus, sunt, eu zic, chiar supărați pe bune pentru ceea ce s-a făcut, pentru că le-am promis o lume frumoasă și din păcate n-am fost în stare să o punem în operă. Vă simțiți un om împlinit? Nu. Deci, cine se socotește un om împlinit, își trădează imediat limitele. Deci, nu poți fi un om împlinit, pentru că idealurile sunt întotdeauna deasupra ei. Deci, nu. De faptul că am reușit niște cărți, aș putea să vă vorbesc despre neîmplinirile mele. Am visat mult mai mult și încă mai visez. Rămân la păierea și vă spun așa, confidențial, dacă se poate spune. Cred că cele mai importante cărți ale mele încă n-au fost scrise. În scris, în artă, e nevoie și de energie creatoare, e nevoie de, să zicem, vitalitate, dar și de experiență. Și mă gândesc la scritori, permiteți-mi comparația asta poate deplasată, un Miguel de Cervantes, care a scris mult. Cervantes a scris foarte mult, până la 60 de ani, novele diverse și piese de teatru, cam mediocre toate, iar la 60 de ani explodează prin acea fantastică lucrare, Don Quixote de la Mancha, deci lucrare monumentală care, iată, l-a făcut nemuritor. Deci nu mă socotesc împlinit pentru că simt, mereu văd ceea ce este deasupra mea, deci chiar dacă am reușit să mă ridic puțin, exact cum te urci într-un avion, că abia atunci îți dai seama cât de întins e pământul, de fapt te complexează, urcarea aceea îți creează o problemă. Când ești pe pământ, ai impresia că orizontul e mult mai restrâns. Abia de la înălțime îți dai seama cât e de mare și cât de mic ești tu, chiar acolo sus, fiind. Povestiți-ne despre întâlnirea cu Marin Sorescu, pentru că l-ați cunoscut. Da, deci am avut fericita ocazie să cunosc câțiva scritori importanți ai României dinainte de 1989, a ajuns aici pe Geo Bocza, Adrian Păunescu, Marin Sorescu. Pe Sorescu l-am cunoscut prin cenaclu revistei Ramuri, am colaborat cu revista Ramuri de la Craiova mai mulți ani și am avut ocazia să traduc. Pe vremea aceea, v-am spus că am tradus foarte multă poezie din română în poloneză și din poloneză în română, l-am tradus și pe Marin Sorescu. Și era un scriitor foarte tradus. Vreau să vă spun că era cea mea aici puțin, deci el avea o colecție extraordinară de cărți peste hotare publicate. Și am avut și eu aici acest merit de a traduce din cărțile lui, din poeziile lui, lucru care ne-a apropiat. Era un om extraordinar, dispus să încurajeze tinerii creatori, la vremea aceea eram un tânăr creator și am fost în cenaclu de mai multe ori, iar ca dovadă, să zicem, de maximă simpatie, mi-a făcut câteva portrete, nu prea semănam eu, dar în sfârșit, fiind semnate de Marin Sorescu, deci vă arătam, unul este cel care l-am folosit la ediția apărută la Praga în anul 2000, Valeriu Acesta este Iulescu. portretul făcut de Marin Da, Sorescu. de Marin Sorescu, dar mi-am mai făcut unul, zic eu, mai reușit, că nu, chiar așa de. Nu, niciodată n-am fost
dar în sfârșit în artă se permit și anumite exagerări. Aici, în acest volum Dracula, iată tot un portret făcut aici, un profil mai apropiat de ceea ce deci Marin Sorescu. Și cum vă spuneam, am avut ocazia să cunosc alți scriitori mari. L-aș numi aici pe Adrian Păunescu, care într-adevăr am colaborat cu el și înainte de 89 și după 89. A și scris foarte frumos despre aforismele mele. Îi plăceau foarte mult. Și vă spuneam, Geo Bogza, el însuși autor de aforisme. L-am prins în perioada, să zicem, când era foarte în vârstă, dar, cum ziceam, împovărat de ani, dar și de glorie și de autoritate. Era un scriitor foarte respectat. Și într-o perioadă în care clasa, dacă se poate numi așa, că această grupă, grupa profesională a scriitorilor, era parcă mai bine conturată în peisajul intelectual, mai bine decât acum. Acum scriitorii sunt ei înșiși dezbinați, pliați pe fel și fel de probleme și pe politici, fiecare cu partidul lui, fiecare cu grupul lui. Deci cam asta. Am cunoscut și poeți mari polonezi, pentru că vă spuneam că am pendulat între cele două culturi. Am avut ocazia să cunosc pe Tadeusz Nowak, pe Tadeusz Liviak, poeți mari polonezi, Urszula Kozioł, din care am tradus, și am avut o corespondență, nu l-am cunoscut personal, dar Czesław Miłosz, laureatul Premiului Nobel din 1980, care locuia în Statele Unite și care a citit aforismele mele și a fost suficient să spună câteva, să zicem așa, a scris câteva rânduri, dar suficient ca să fiu luat în seamă de o editură americană. Este foarte mult când un scriitor mare te girează. Deci girul unui mare scriitor deschide niște porți care altfel sunt greu de deschis. Ce înseamnă muzica pentru dumneavoastră? Deci muzica este poate forma cea mai esențializată a artei. Deci are posibilități de exprimare extraordinare. Nu are nevoie de translatori. Deci este un limbaj. Poate adevărata poezie este muzica, pentru că nu folosește cuvinte, doar sunete. Sunetul este forma abstractă a cuvântului. Și de aceea pătrunde atât de ușor. Aproape că aș spune că merge direct la suflet. Ocolește pe undeva centru rațional. Muzica o întâlniți oriunde, în natură. Gândiți-vă la acest extraordinar concert pe care o privighetoare cu un creier minuscul îl poate crea. Câtă armonie și câtă melodicitate și deci cât farmec poate să pună o pasăre simplă în poezia ei nupțială, atât de frumoasă. Deci, muzica este o formă de a-ți exprima sensibilitatea. Deci oamenii sensibili nu pot trăi fără muzică, de aceea sunt foarte mulți melomani, pentru că există foarte multă lume sensibilă. Deci, muzica are diverse forme, după cum știți. Chitara însă și un instrument de acompaniment, eu fac, să zicem, ceva să zicem, în genul chitarei clasice. E un instrument dificil. Cere foarte mult studiu și nu am studiat temeinic muzica pentru că n-am avut când. M-am dezvoltat ca un amator, să zicem așa, dar am reușit să pătrund parțial în tainele ei și cânte de regulă pentru mine. Nu știu, m-a prins într-un moment așa mai bun. Rare ori, de vreo 20 ceva de ani n-am mai ieșit în public cu chitara. Unii mă îndeamnă să o fac, pentru că e un instrument frumos și propune un alt gen de muzică, cum spuneam, sensibilă, poate în contradicție cu muzica, o parte de a muzicii de astăzi, care este violentă, zgomotoasă, e de o ritmicitate aproape vulgară și păcat, pentru că, repet,
Sensibilitatea este atul și principalul apanaj al artei și, în mod deosebit, al muzicii. Am o suită de aforisme muzicale, adică le numesc eu. Sunt niște scurte piese, nu îndrăzesc să le numesc compoziții, deși le-am făcut singur, deci pe undeva vrând nevrând trebuie să folosesc acest termen pretențios. Unele sunt transpuse pe note, altele nu. Și m-am gândit că cel mai bine, dar câte vreme încă chitara cere o mare dexteritate la mână, care cu vârsta cam dispare. Deci, câte vreme încă am, să zicem, această disponibilitate să le înregistrez și poate că o să mai vii și pe la dumneavoastră, pe la televiziune, să mai... Și cu altă ocazie poate vă fac și un mini recital de pian. Thank you.